Dumitrescu sau nu și credeți că ar putea fi așa cum e domnul Piedone la capitală, să fie un candidat care să strice toate jocurile la prezidențiale? În primul rând că domnul Popescu, Cristian Piedone, nu va candida independent, candidează din partea Partidului Umanist Social Liberal. Asta unul la mână, doi la mână, cu siguranță domnul Joană intenționează să candideze și am văzut asta cel puțin din toate acțiunile pe care le-a întreprins în ultima perioadă. Dar fără o susținere, mi-este foarte greu să cred că ar putea să și câștige această competiție. Trebuie să vedem cum se așează lucrurile după alegerile europarlamentare, după alegerile locale și cum se vor configura jocurile pentru alegerile parlamentare și prezidențiale. Lucrurile pot fi, poate încurca lucrurile, dar eu cred că dacă va candida și dacă își va asuma această candidatură și va dori să joace la mare, adică spre câștig, eu cred că va avea și altă susținere. Pe dumneavoastră, domnule general, nici nu trebuie să vă mai întreb.